Nu știu dacă dumneavoastră sunteți mai surprinși de mine aici decât sunt eu de mine că sunt aici. Mulțumesc lui Dumnezeu din toată inima, ca să nu mai blăm cu întrebări. Avem un fel de schimb de amvon, să zicem, cu Cristi Iordan. El este în momentul ăsta la Atlanta și am venit să țin lumea ocupată până să întoarce el. Mâine o să fiu în Palm Springs, la biserica unde slujește el. Iar în seara aceasta, fratele de să nu știu cum, dar m-a prins până m-a aflat că sunt acasă. Am stat bine ascuns, dar -am, nu mi-a mi mers. Eram odată pe drum către undeva spre sud și am ajuns prin dormărunt. Era seară, zic, nu mai, nu mai am timp să ajung, mă intru frumos în adunare aici. La, merg la adunare acolo, mă ascund, era o scară ceva acolo, m băgat de sub bine să nu cumva să mă vadă ceva. Am vrut să stau fericit în seara aceea, să ascult, să procesez ce zice omul ăsta. Și au trecut pe acolo, au organizat în alta și... Când s-a terminat tot și era gata să vină formația, omul ăsta se întoarce de la moș și mă vede sub scara acolo. Oh, era aici, dacă și când a prins hoțul. Ce să mai fac, m scos de acolo și... Frații mei, dragi, pentru mine îmi trebuie un control deosebit când vin aici, pentru că sunt, sunt foarte emoționat. <laughs> și în curte, de orice văd, mă emoționează. Dar mă emoționează plăcut și mulțumesc lui Dumnezeu că ne uităm în urmă cu mare bucurie și cu recunoștință. Cu mare bucurie ne uităm în urmă. Ei, tot astăzi mai este un plus de emoție pentru mine. Astăzi se sărbătoresc 30 de ani de la înființarea bisericii din Sebiș, județul Arad. Și totul a început acolo. Am, am filmat șapte minute, am trimis la, pentru sărbarea aceasta de 30 de ani. Și am înțeles cuvântul acesta din proverbe, înainte de orice început, Dumnezeu este înainte de orice început, deci înainte de orice, el nu este începutul, el este înainte, este creatorul începutului. Așa că eu eram după a treia, a patra, cum sună asta, prelungiri la fotbal, tot felul de prelungire, a treia, patra prelungire care sufeream la INEU, plecat de acasă de vreo două luni și ceva, neputând să mă întorc acasă în țară fiind. Am plecat să mă duc pentru o săptămână la Craiova După aceea n-a venit Nu știu ce evanghelist american la INEU Și a trebuit să mă duc în locul dumnealui Și când să plec acasă după o săptămână Oamenii au spus Nu se poate pleca în condițiile astea Când totul e în plin aici N-aveți cum să plecați lasă să mai stați o săptămână Mai stăm o săptămână am dat telefon acasă Iară Uite, iară mai stau Iară mai stau o săptămână A doua săptămână A treia săptămână după a treia săptămână am spus, dacă nu se poate să-mi dați drumul, o să plec singur la gara, că știu unde e gara. Și atunci frații au binevoi și mi-au dat drumul. Și m-am așezat după o cortină acolo și mă rugam, liniștit și mulțumim lui Dumnezeu din suflet, adâncit în rugăciune, n-am sesizat că trei oameni au venit să aproape de mine acolo. Dorel cu Stelian și cu Pavel trei veniseră acolo. Când am deschis ochii de la rugăciune, ei erau acolo. Oh. Și Dorel, el merge de la subiect, zice, totul este pregătit, totul e gata. Ce-o fi gata? Nu aveam nicio idee ce-o fi gata. Era gata orașul Sebiș. Puseseră dumnealor acolo cu mașini, nu știu câte, 80 de mașini, puseseră afișe pe toate zidurile, mă anunțaseră pe mine că mă duc acolo la evangelizare a anunțat la poliție, au închiriat, au vorbit în dreapta, în stânga, zice, totul, e lucru de care eu n-am știut nici măcar în gândul meu. Și totul e pregătit, a spus, au spus băieții mei. Și eu zic, ce mi Au spus ce e pregătit. Mă bucur din suflet că urmați exemplul celor de la INEU și zic, cine va ține lucrarea? Păi dumneavoastră ține. Cum ai spus? Și atunci a trebuit... Nu mi era greu să mai merg în o dar mi-era groaznic să iau telefonul a cincea oară să sună acasă, nici săptămâna asta nu vine. Și săptămâna asta s-a făcut două săptămâni iară. Și cea mică era mică. Și mă seca la gândul că nu pot să... Nici nu m-a cunoscut când am mers acasă. Mi-a făcut semn că eu să dorm pe podea acolo, să nu cumva, să nu știa cine. -i. În sfârșit, vreau să spun că după cele două săptămâni la Casa de Cultură, unde au scos boxe în fața Casei de Cultură, a ascultat ospitalul care e în fața Casei de Cultură și erau ciorchini de bolnavi la, și ascultau boxele din față de acolo. S-a încheiat cu bine, am făcut un apel. Cine dintre dumneavoastră ar vrea să fie fondatorii Bisericii Adventiste în Sebiș? Nu exista Biserica Adventistă, acolo nimic. Imediat s separat un grup de oameni. Ne-am dat mâna, ne-am cunoscut. Bucurie mare, gata, s-a născut adunarea. Dar, păi unde ne adunăm acum? Bă, lucrul ăsta, zic, că are mai puțină importanță. Important este că s-a făcut, dar o să se rezolve. Și pe când vorbeam, a făcut un pas în față un locatar din Sebiș, un domn, un frate de la Biserica Pentecostală, ei știu doar porecla, îi ziceau ciuda, dar nu știu ce îi ziceau ciuda, așa îi zicea porecla, un om foarte înstărit și a spus fraților, nu vă îngrijorați de casă. Eu am o casă nouă nouță, aici în centrul orașului, niciodată n-a stat nimeni în ea, din clipa aceasta vă rog să puteți să vă mutați acolo. Și frații din... Deci a fost, a, fost cutremurător ce s-a întâmplat. Frații din Archiș tocmai remodelase biserica, și aveau scaune, aveau pian, aveau de toate și le-au cărat acolo și vineri seara a trei și. Dacă era acolo Angelica, tu era la pian, da? Nu știu cine. În orice caz a fost o slujbă deosebit de, de frumoasă. În acea primă vineri seară, Cine a fost omul care a facilitat lucrul ăsta? Că noi ne-am dus acolo ca în deșert, fără nimic. Pastorul Bisericii Pentecostale a spus fratele Nicu, a spus frate, Veniți în biserica aici la noi, țineți lucrarea asta toată și oricine dorește să meargă și să rămână, să devină biserica adventistă cu mare bucurie. Prima dată în viață când mi s-a întâmplat așa ceva, am, am mai mulți oameni cunoscuți, spre tine. Dar un om cu bunăvoință ca acesta nu am mai întâlnit altă dată. Un om liber la suflet, nu aș sta în calea nimănui, a spus Dumnealui, nu aș împinge pe nimeni, nu aș trage banii, dar i-am dat fiecare posibilitatea aceasta. Și probabil că nu știți, dar când eram noi în uh, aulă, când ne adunam noi în aulă, uh, dumnealui uh, a fost în Riverside uh, după a treia, a patra dezamăgire cumplită prin care a trecut din partea unor colegi care l-au repudiat, l-au aruncat din biserică de frică să nu le ia locul, Doamne ferește, cumva, și el, el nu a avut niciodată în minte așa ceva. A venit aici și a vrut să plece. Și i-a spus povestea aceea gazdei dumnealui. Gazda dumnealui a zis, zice, păi e vrea să știu unde e Nicu Butoi acum? Păi aș vrea să știu. Zice, dacă ne grăbim, prindem slujba. Și atunci eu eram la bun, în timpul predicii, și am văzut intrând, i-am văzut intrând pe ușa. Și a vrut să stea, să ia loc și am spus... Dânsul că a spus, zice, eu vreau să văd dacă și aici voi fi tratat la fel cum am fost tratat. Chiar sunt curios să văd treaba asta. N-am știut de gândurile acestea, le-am aflat și după aceea. Dar a intrat pe ușă și nu i-am dat voie să stea. I-am spus, nu, mă, nu, nu sta pe scală. vină aici, te rog, eu o să o, opresc aici predica pentru că voi continua altă dată. Acum tu, pentru că ești aici am vizită, ai cuvântul. Și după aia dânsul ne-a spus povestea. Zice, am fost atât de dezamăgit, prăbușit în sufletul meu și am mai zis, mai încerc o dată. Vreau să văd dacă și omul ăsta mă primește la fel. Nu am făcut treaba asta niciodată să iau pe cineva așa din zbor de la ușă, dar atunci, eu știu, nu, mi, nu, cred că a fost omenesc lucrul acesta pentru că Dumnezeu a răspuns căutărilor lui. Așa că 30 de ani de la, de la seriile acelea de neuitat de evangelizare, care erau duse și cu luptă și cu suferință, dar și cu bucuria aceasta de care, de care am spus că mă bucur de fiecare dată când vin aici. Iubiții mei, aș dori să mergem la un singur cuvânt în seara aceasta. Chiar un singur cuvânt, dacă plecăm până la casă, este un cuvânt viu care are putere de a transforma viața și ființa noastră. Și vom merge în a doua epistola lui Pavel către Timotei. După ce el mărturisește mulțumirile către Dumnezeu pentru o credință cu un cuget curat, nu maniere curate sau comportamente reproșabil, sau reputație, sau e vorba de cuget, un cuget curat, spune el, după ce îi mulțumește lui Dumnezeu pentru lucrul acesta și după ce spune că rugăciunea lui pentru Timotei nu încetează nici zi, nici noapte. Așa spune cuvântul aici, te pomenesc neîntrerupt în rugăciunile mele, zi și noapte. Și dacă ne uităm, vom afla din cuvânt și despre ce se ruga el pentru Timotei. A lăsat scris în epistolă, îmi aduc aminte de lacrimile tale, doresc să te văd ca să mă umplu de bucurie versetul 6, că mi-aduc aminte de credința ta neprefăcută. Mai văzuse multe credințe a lui era neprefăcută, care s-a sălășuit întâi în bunica ta Lois și în mama ta Eunice și sunt încredințat că și în tine. Asta era mărturia lui despre Timotei. Acum aflăm subiectul rugăciunilor lui. De aceea, îți aduc aminte să înflăcărezi acesta e cuvântul de care spuneam că vom învăța în seara, pe care vom învăța în seara aceasta. A înflăcăra, să înflăcărezi credința darului Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. Îți aduc aminte să înflăcărezi darul acesta. Nu am fost învățați multe lucruri la biserică, dar nu am fost învățați să înflăcărăm darul pe care Dumnezeu l-a așezat peste sufletul nostru. Și așa se face că uneori focul aproape că a și în cele din urmă să se stingă. Dar mulțumit lui Dumnezeu, lumina care pâlpâie, El nu o va stinge, ci din potrivă. Și trestia care este zdrobită de probleme, de necazuri, de belere, nu va fi aruncată pentru că e zdrobită. Luăm una care este ne nestrivită, nezdrobită, nu, din potrivă trestia frântă nu o va zdrobi, ci prin atingerea lui dumnezeiască el va așeza din nou. Am auzit această ilustrație extrem de păgână, de, de, de proastă a unui pastor într-o întâlnire mare de tineret acolo. Le vorbea la oameni despre uh, moralitate, castitate una și alta și a dat o floare, a luat un trandafir și a dat uh, în sală și a spus dați-l din mână-mână. Și l-a dat din mână în mână, am asistat la prezentarea aceasta, și l-a dat din mână în mână trandafirul ăsta și, când a, și a spus să ajungă înapoi la el. Și după ce a trecut prin 100 de, sau 300 de oameni care erau acolo, a ajuns înapoi la el o floare terfelită. Asta era. Și atunci el o ținea cu cap în jos, așa, și era și îndoită trandafirul ăsta și terfelită tot. Ce cui mai trebuie așa ceva? Cui mai trebuie așa ceva? PENC! Și asta era o fată care a trecut din mână în mână după, după aplicația dumnealui sau un băiat care a trecut din mână în mână și așa mai departe. Cui mai trebuie așa ceva? Și am țipat și eu în sufletul meu. Eu știu pe cineva care îi trebuie, zic. Ție nu ți-o fi trebuit, că ție ți e trebuie numai de-astea de plastic. Da, eu știu pe cineva căruia îi trebuie așa ceva. Cel din urmă care ar fi zdrobit și și, și spulberat, pur și simplu, știu pe cineva căruia îi trebuie acest trandafir. Și de aceea îi spune Pavel lui Timotei, înflăcărează darul care este în tine, că se stinge altfel. Cine ne spune în Epistola către Evrei, țineți-vă de lucrurile pe care le-ați învățat, că vă depărtați dacă nu vă țineți de ele. Nu, nu rămâne nimeni pe loc nu pierdeți prilejul să veniți împreună la biserică. Nu, nu, plecați de la biserică, nu schimbați, dacă, dacă cineva poate să vină, nu schimba pe un video. Un video e frumos, e foarte frumos. Și eu văd o mie de video și voi la fel. Ascultăm din toate părțile lumii, este ultra, ultra modern și eficient, dar niciodată nu poate să țină locul întâlnirii noastre în casa lui Dumnezeu. Este cu totul altceva. Și Pavel îi spune, vezi ce faci. Nu cumva, așa cum le-a spus celor din Tesalonic, să se stingă Duhul în tine. Nu stingeți Duhul. Vezi ce faci. Vezi ce trebuie făcut. Vezi de unde vine plictiseala sau răceala sau uh, uh, indiferența ta. Vezi de unde vine lucrul acesta. În cea din tâi epistolă, îi scrie lui Timotei, Uite, tu ești un om curat, un om curat moral, dar să știi că nu ești, nu te-a șters diavolul după lista lui pe bază că ești băiat cu minte. Te-a subliniat acolo, pe baza asta. Tu nu-i trebuie să băiesc cu minți pe lista asta. Și fii atent ce păcat te, te, lovește pe tine. Tu nu te uiți, tu nu vezi, tu nu, ție nu-ți trebuie așa ceva, nici în cugetul tău, departe de tine, orice gând de imoral, dar te paște nepăsarea. Nu fi nepăsător de darul care este în tine. Îi scrie el în prima episte, De paște ne păsarea. Lucrul ăsta este la fel de devastator ca și alte păcate care sunt denunțate grav în lumea noastră. Cum vom scăpa noi dacă stăm? Nu, nepăsător, nu, n-am făcut niciun rău, nu, mă, nu sunt ateu, nu mă lupt împotriva credinței, dar cred, cred absolut tot, dar nu mă interesează, sau... Păcatul celor care a fost chemați la nuntă de către împărat nu a fost beția sau desfriul, s-a dus la nuntă acolo, s-au îmbătat, au fost înjurat, au, au zis, nu au fost aceste păcate. Păcatul lor a fost nepăsarea. Iar ei, după ce au fost invitați, spune Scriptura, fără să le pese, fiecare și-a continuat drum, ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. Acest păcat, pentru care nu este exclus nimeni de aici, de la biserică, nu a fost nimeni scris pe nepăsare, nu. Este atât de, de, de subtil păcatul care înfășoară, așa de lesne, așa de lesne. Și Pavel îi spune, fii foarte atent, nu fi nepăsător de darul care este în tine. Eu nu am niciun dar, eu nu știu ce dar am. Săptămâna trecută am ascultat câteva pagini din viața lui CS Lewis. Unii dintre noi îl citim de o deosebită însemnătate. A fost profesor o perioadă la Oxford, a fost, este un mare scriitor, dar a avut o problemă. S-a născut și el cu degetul mare strâmb. Nu avea cum să fie mare pianist dacă degetul era strâmb, dar a pățit altceva, sau la școală și copiii făceau castele de hârtie cu farfeca. El, având degetul ăsta prăpădit, n-a putut niciodată să ține farfeca și copiii nu mai acordau atâta atenție castelelor de hârtie cât își băteau joc de el. Ciung și în toate echipurile, i-am zis, și a fost acolo o ființă mânată de Duhul lui Dumnezeu, care i-a spus, nu, tu nu o să poți să faci asta, dar nu e nicio problemă. Uite, te sfătuiesc să faci altceva. N-a stins Duhul în el. Măi, băi, te du-te acasă, că dacă ești așa, ești ciung, ce să faci cu tine? Ce să fac cu tine? Nu. N-a no. stins Duhul în el. Ce a zis? nu avem darul ăsta, dar avem altul. Ia, apucă-te și fă compoziții despre palate, despre castelele astea compozițiile acelea ale lui nu sunt castele de hârtie, sunt opere de artă. Și Dumnezeu i-a dat acest deget strâmb, cu știrea lui Dumnezeu s-a întâmplat lucrul acesta, ca să nu construiască din forfecă, ci să scrie cu condeiul pentru omenire, pentru istorie. Nu fi nepăsător de darul care e în tine pe bază că e o împrejurare ne la locul ei. Sau e o situație... Nu, nu. Am înțeles să schimbă vremea și afară, să schimbă și în Suflet, și între oameni, indiferent ce se întâmplă, darul lui Dumnezeu niciodată să nu fie neglijat în Sufletul nostru. Darul prezenței lui Dumnezeu. Tendem să înflăcărezi darul care este în tine. Iubiții mei, Scriptura nu ne întreabă ce fel de oameni suntem. Ei, nimeni. Ce fel de om ești tu? om ești tu sau ne întreabă altceva. Ce fel de oameni? Yes! Asta e răspunsul. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Bun. Ei, când sufletul ți este tulburat și trebuie să răspunzi într-o anumită situație, tu nu răspunzi cum ești. Tu răspunzi cum ar trebui să Domnul nu te va întreba cum ai fost, ci te va întreba ai știut cum ar fi trebuit să fii? Da. Am știut cum ar fi trebuit să fiu. Am știut cum ar fi trebuit să răspund, dar am știut ce ar fi trebuit să fac și ce n-ar fi trebuit să fac. Dacă n-ar fi știut ce nu trebuia să facă, lui David nu ar fi pompat inima cum i-a pompat. Dar când și-a dat seama că lucrul acesta... Deja s-a petrecut, Biblia spune că i-a bătut inima, a știut. Și dacă n-ar fi știut cum ar fi trebuit să fie, belșațar nu îngălbenea când a apărut scrisul acela pe perete. A apărut un scris pe perete? Ce-o fi? Nu știu ce scrie, dar... Oh, dar de unde știi că e rău? <laughs> Poate că o fi vreo felicitare de ziua ta, cine știe ce o fi. De ce n-ai răbdare întâi să, să vezi? Nu, nu are, n are răbdare să vadă ce este acolo, pentru că el știe cine este. El știe cum ar fi trebuit să fie. El știe că n-ar fi trebuit să-și bată joc de numele lui Dumnezeu acolo, în, în, în mijlocul destrăului și beției acelea. De aceea îngălbeni, pentru că de aceea și au tremurat picioarele, pentru că el a știut cum ar fi trebuit să fie. Și la aceasta suntem noi chemați. Nu fi cum. Așa sunt eu, no, sir. No. nu, sir. Nu. Ăsta e păcatul meu, mi-a spus cineva, zic, nu, nu, nu. Nu este păcatul tău că nu l-ai făcut tu. E păcatul altcuiva. ăsta este un corp străin în viața și ființa ta, de la autorul lui. Nu e al tău ăsta. Ăsta nu este al tău. Iubiții mei, Cuvântul acesta ne cheamă pe noi la un fel de viață care de mult a fost plantată în conștiința noastră. În orice fel de aspect al vieții noastre. Știa și Samson să răspundă cum a răspuns Iosif. Știa la perfecție, veneau din aceeași biserică, au cunoscut același Dumnezeu, au ascultat același cuvânt, știau aceeași istorie, fără niciun fel de îndoială. Știa și Samson cum ar trebui să fie, dar el a mers cum era. Așa era el. Bine, am înțeles, așa sunt eu. Am înțeles treaba aceasta, dar întrebarea este ce fel de oameni ar trebui să fiu? Nu cum așa sunt eu, ci cum ar trebui să fiu eu. Aceasta îndeamnă Pavel pe Timotei, nu lăsa să se stingă darul credinței, pentru că dacă îl vei lăsa să se stingă, niciodată nu vei fi cel care ar trebui să fii. De aceea, iubiții mei frați, să înflăcărăm darul credinței care este noi, să ne încurajăm unul pe altul, să ne îndemnăm unul pe altul. Dacă vezi pe cineva, știți ce l-a așezat pe Iosif pe tronul Egiptului? Cine știe? Un pic de încurajare într-o dimineață. Un pic de atenție asupra feței deținuților de acolo. De deci ce este supărația și ce s-a întâmplat? o să te ajut. E un gest, eu știu, nu cred că l-a costat prea mult chestia asta, după părerea mea, să se uite la fața cuiva, să-l vadă că este trist, că este apăsat. Nu e nevoie să investighez pe nimeni, dar pot să spun, uite, indiferent care e problema, vreau să mă alătur și eu în rugăciune cu tine. Faptul că în dimineața aceea s-a uitat la fețele lor, a deschis drumul lui către tronul Egiptului. Nu ajungem acolo oricum și, păi tot așa se întâmplă, nu se întâmpla tot așa. În măsura în care el cooperează cu Dumnezeu în lucrurile mici. Ce era o chestie ca asta în bună dimineața? Te sfătuiesc să înflăcărezi darul care este în tine. Te sfătuiesc să nu fii nepăsător față de acest dar niciodată. La aceasta să ne ajute Dumnezeu. Amin.